Doamnelor, domnilor, bun găsit la Prime Time. Pentru început, haideți să urmărim împreună principalele titluri ale ediției. Alba Iulia este al 14-lea oraș care a intrat în caravana carierei. A crescut numărul persoanelor care se prezintă la medic cu afecțiune ale căilor respiratorii. Consiliul local al municipiului Alba Iulia a fost convocat astăzi într-o ședință extraordinară și, atenție, vremea se răcește semnificativ în următoarea perioadă. Pentru mai multe detalii despre aceste știri, dar și altele, rămâneți în Prime Time. În aprilie 2012, Consiliul Județean Alba a aprobat repartizarea subvențiilor de la bugetul de stat în suma de peste 2,1 milioane de lei către bugetele locale a 9 comune din Alba pentru programul privind alimentarea cu apa a satelor. În urma analizării stadiului fizic și valoric al lucrărilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a aprobat redistribuirea sumei de aproximativ 110.000 de lei Comunei Unirea. Membrii legislativului de Alba au aprobat în unanimitate această redistribuire, care reprezintă o sursă suplimentară pentru bugetul alocat alimentării cu apă a satelor Unirea 1, Unirea 2, Inoc, Măhăceni și Dumbrava, investiție care se ridică la aproximativ 7,7 milioane de lei. Unități administrative teritoriale conform hotărârii nr. 577 din 1997, anul 2012. Aici au fost sume care au venit după pe programul pe care l-am aprobat în primăvară. Deci nu sunt atribuit de sume pe alte unități administrative. Această redistribuire a stârnit satisfacția unui vechi membru al Consiliului Județean Alba, care, alături de alți colegi, a făcut și în legislativul trecut demersuri pentru realizarea alimentării cu apă a Comunei Unirea. Mă bucură faptul că după insistențele noastre din mandatul 2012 de a susține alimentarea cu apă în Comuna Unirea, chiar dacă mai târziu efectele au început să apară în 2012. Din programul privind alimentarea cu apă a satelor mai fac parte comunele Mihalț, Cergău, Roșia de Secaș, Meteș, Valea Lungă, Sâncel, Livezile și Jidvei. Alba Iulia este al 14-lea oraș care a intrat în caravana carierei. Proiectul realizat de Blocul Național Sindical a fost prezentat la începutul săptămânii elevilor din Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Abrut, următorii pe listă fiind elevii Colegiului Național David Prodan din Cugir. Proiectul Caravana Carierei a ajuns și în județul Alba. Două colegii de prestigiu fiind vizitate de membrii Blocului Național Sindical, care au organizat întâlniri alături de tinerii liceeni aflați la finalul anilor de studiu și care nu și-au format încă o părere clară în ceea ce privește cariera pe care vor să o urmeze. Ne ocupăm de ei, le oferim acel set de informații și acea asistență de care au nevoie pentru a le facilita o tranziție cât mai ușoară de la școală la continuarea școlii, dacă vor, studii superioare sau la piața muncii. Creăm punți de comunicare și de lucru cu ei. Începem să îi descoperim pe fiecare, încercăm să vedem ce au bun în ei, pentru că fiecare tânăr are ceva bun în el și acel ceva bun încercăm să-l punem în valoare. La întâlnirea din Alba Iulia au luat parte subprefectul județului Alba, Cornel Murg, reprezentanții ai Inspectoratului Școlar, ai Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, dar și a altor organizații sau instituții de învățământ cu rol decisiv în formarea și educarea tinerilor din județul nostru. În fiecare județ invităm pe toți cei care, din evaluările noastre, considerăm că pot avea un rol important în sprijinirea inserției tinerilor pe piața muncii. Evenimentul pe care îl organizăm acum aici are exact acest scop. Prezentăm tuturor posibililor noștri parteneri un concept, o dezvoltare de rețea. Venim și punem la mijloc între toți acești parteneri tehnologii, sisteme de comunicare și informare, toți cei pe care invităm să intre în această rețea, vor avea de acum încolo contribuții constante, nu izolate, constante la în ceea ce privește zona de asistare și sprijin dedicată tinerilor. Întâlnirile din cadrul proiectului Caravana Carierei vor continua, iar la final inițiatorii își propun realizarea unor centre de dezvoltare a carierei care să întărească legăturile dintre comunitățile școlare, actorii de pe piața muncii și tinerii aflați la finalul studiilor.
Vă întrebați cum stăm cu sănătatea în județul Alba? Ei bine, vom afla la finalul acestui an când medicii de familie, cabinetele medicale private, farmaciile, dar și spitalele sunt obligate să trimită raportul de activitate aferent anului în curs. Statistica va scoate la iveală deficiențele sistemului de sănătate, dar va contribui la o mai bună gestionare a resurselor umane și materiale. Dacă în ultimii ani aceste raportări se făceau sporadic și nu depășeau pragul de 30%, în 2011 aproximativ 90% dintre medicii de familie din județul Alba au trimis evidența activității medicale către Direcția de Sănătate Publică. De ce este importantă statistica? Că ea ne arată tot ce facem noi în teren, adică până la urmă cum să cheltuiesc banii publici. Dacă au efect sau nu au efect. Când ție ți se raportează 30% din situație privind starea de sănătate a populației, nu poți să interpretezi datele astea, corect? Bun. Anul trecut avem pentru prima dată 90% de raportări medici de familie. Anul ăsta, raportarea se face în fiecare lună, undeva în primele săptămâni ale lunii ianuarie, ceea ce este foarte greu pentru medici de familie. Noi am acum, în urma ședinței de astăzi, am hotărât și vom posta pe site un program în care farmacii, cabinete de medicină privată, medici de familie, spitale vor avea obligația să completeze statistica și vrem un procent peste 90-95% de completat. Decizia se impune din cauza faptului că de cele mai multe ori cabinetele de medicină privată nu raportează numărul pacienților consultați și astfel realitatea stării de sănătate a populației în județul Alba este una trunchiată. Dacă Spitalul Județean îmi raportează că pe interne au avut 10.000 de consultații, cu siguranță în cabinetele de medicină privată, ori mai avut încă 5.000 de consultații. Păi dacă ei nu-mi raportează mie și la 5.000 de consultații să fac eu 10.000 plus 5.000, să am 15.000 și să aflu câte boli sunt în județ, că unii nu merg la spital, unii merg și la privat. Vă dați seama că n-am situația reală. Formularele sunt puse la dispoziția celor interesați pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Alba, medicii având obligația să le completeze și să le trimită până în 10 decembrie în format electronic sau până la sfârșitul aceleiași luni în format tipărit. Au scăzut temperaturile, în schimb au crescut numărul persoanelor care se prezintă la medic cu afecțiunea ale căilor respiratorii, iar gripa specifică sezonului rece își face simțită prezența din ce în ce mai mult în județul Alba. Cele mai afectate sunt persoanele active cu vârstă între 15 și 49 de ani. Evidența Direcției de Sănătate Publică în ceea ce privește starea de sănătate a populației este axată în această perioadă pe monitorizarea persoanelor care, în timpul sezonului rece, prezintă un risc ridicat de îmbolnăvire a căilor respiratorii. Referitor la afecțiunile respiratorii de sezon, în săptămâna trecută monitorizată, s-au identificat un număr de 2328 de cazuri de infecție ale căilor respiratorii superioare, o cifră relativ asemănătoare cu cea din săptămânile precedente. Grupa de vârstă cea mai afectată cu cele mai multe cazuri este cuprinsă între 15-49 de ani, cu 711 cazuri consultate. Iar ca internări, din acestea au fost internate, deci 45 de persoane. Grupa de vârstă cu cele mai multe internări este cea a copiilor cu vârsta de maxim un an, aceștia fiind internați la cele mai mici suspiciuni de îmbolnăvire. Iar în ceea ce privește pneumoniile, tot așa o cifră asemănătoare cu cele din perioadele precedente, respectiv 343 de consultații, dintre care grupa de vârstă cu cele mai multe consultații, 15-49 de ani, 111 cazuri, iar ca internări, din totalul de 343, au fost internate 67 de persoane. Cei mai afectați de aceste boli pulmonare sunt copiii cu vârsta între 0 și 4 ani, la această oră în secția de pediatrie fiind internați 18 pacienți cu pneumonie. Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia a fost convocat astăzi într-o ședință extraordinară pentru două proiecte de hotărâre. Unul care viza rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2012, iar cel de-al doilea de o importantă prioritară, fiind legat de firma care va prelua responsabilitățile de salubrizare și desăbezire ale municipiului.
Rectificarea a vizat o creștere bugetară în urma achitării unei sume de la primărie către o anumită societate și redirecționarea unor sume rezultate din reducerea cheltuielilor de personal către învățământ. La partea de venituri, rectificăm bugetul în sensul creșterii pozitive, cu suma de 2369,24, sumă care a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Județean din data de 16, hotărârea 181. În sensul achitării arieratelor, este vorba despre un arierat la Sece Dalchia al primăriei. Având în vedere faptul că a fost repartizată doar suma de 381.000 lei de la Direcția Generală a Finanțelor, am procedat la diminuarea sumelor din bugetul local pe diverse capitole, acolo unde a fost cheltuieli de personal puțin în plus, deci o economie la cheltuieli de personal și am dus pentru învățământ pentru a putea fi asigurată luna noiembrie. Problema prioritară pentru municipiul nostru în această perioadă era contractarea unui operator care să asigure serviciile de salubrizare și dezăpezire pe o perioadă de un an, operator ales prin negociere directă fără licitație. Am primit răspunsul de la Șuster că nu sunt interesați, deoarece cumva nu justifică investiția pe o perioadă atât de scurtă. Pentru drumul și poduri, discuția care a existat săptămâna trecută, nu i-am putut invita, deoarece în obiectul de activitate au decât dezăpezire, nu și salubrizare, iar la noi serviciul este la pachet. Astfel, dintre cele două firme contractate, Șuster Ecologic și Salpresto Cnamureș, prima firmă a refuzat datorită termenului contractual prea mic. În consecință, serviciile de salubrizare pe următoarea perioadă de 12 luni vor fi asigurate de societatea Salpresto Cnamureș. Mai multe lucruri aflăm de la domnul Mircea Hava, primarul municipiului Alba Iulia. Bine ați venit în Prime Time. Bine v-am găsit. Bună seara. Mulțumim că sunteți alături de noi. Așadar, avem o firmă care va asigura serviciile de salubrizare. Este vorba despre Sece Salpresto Cnamureș. Astăzi s-a hotărât asta. Era prioritară în această contractare? Deci era, cum să vă spun, o prioritate de grad zero. Deci extremă urgență. Vreau să vă spun mai câteva cuvinte. Firma Salprest din Alba Iulia este, cred că, singura firmă din România la care i s-a ridicat licența. Când? Înainte de sărbătorile de iarnă și pentru niște motive, nu sunt avocatul firmei, însă poate odată o să aveți timp să faceți emisiune în care o să punem cărțile pe masă, pentru niște motive care sunt mincinoase. Și unul dintre ele pot să vi-l spun, sunt de fapt două, faptul că nu avea tarifele negociate cu Consiliul Local. Vă dați seama, sunt hotărâri de Consiliu, fiecare tarif este negociat. Nu știu de ce. N-aș vrea să cred că este o problemă politică și că orașul trebuie pedepsit pentru că așa gândește cineva. O să discutăm, o să punem lucrurile așa cum trebuie. Având în vedere acest lucru, prin OG34 trebuia să facem o achiziție rapidă și directă. Am chemat două firme, nu puteam să chemăm decât firmele care sunt în jur. Noi suntem în licitație pentru serviciul de salubritate. Trebuia licitația să fie în 8, însă datorită unor probleme legate de torsiuni de reclamații, pentru că așa se întâmplă. Licitația s-a amânat, o să fie peste vreo 2 săptămâni, dar în acest timp trebuia să avem pe cineva care să lucreze. Am făcut un contract, asta s-a aprobat pentru un an de zile, s-au negociat prețurile, sunt mult mai mici decât cum lucram înainte prin licitație, pentru că așa se pot negocia direct, s-au putut negocia direct și începând de mâine, asta s-a semnat contractul, firma va începe să lucreze. Ei, în acest timp, până când am făcut lucrul ăsta, firma a lucrat. Pentru că și dacă faci o licitație, nu întrerup legătura cu firma cu care o este perfect legal. Dacă venea altă firmă, mi-am invitat două, cele din proximitate, Șusteru și Salprestu, Salprestu Cnamureș, care este într-o colaborare cu Salprestu, care nu mai are licență, i-am chemat pe ei ca să vină și să încheiem un contract, a venit numai Salpresto Cnamureș, s-a încheiat contractul, începând de mâine vor lucra. Și începând de mâine vom începe să ridicăm așa zisele rampe neautorizate, deci locurile în care cetățenii depozitează, uitând să plătească. Pot să vă spun că o familie cu 3 persoane, care este o familie medie în Alba Iulia, ar trebui să plătească pentru salubritate prețul unui pachet de țigări proaste. 12 lei, 13 lei, 14 lei, nu mai știu cât sunt țigările, că încerc să mă las de fumat. Deci aici am ajuns. Și asta am ajuns, cred că, datorită și faptului că peste tot timpul în care locurile în care au fost rampe neautorizate s-au ridicat pe banii bugetului local, pe banii orășenilor. Nu știu dacă este bine sau dacă este rău, însă noi suntem obligați prin această ordonanță transformată în lege, dar nu permite aceste zone.
focare de infecție și aceste zone de mizerie. N-am putut să facem lucrul ăsta până acum, că n-am avut cu cine. Ei, de aici încolo să avem cu cine. Să înțeleg că vom avea un oraș mult mai curat de acum încolo. Nu o să avem un oraș mult mai curat, o să avem un oraș curat. Un oraș nu este nici mult mai curat, nici mult mai cutare, este poate să fie curat sau murdar. Foarte murdar, nu știu cum înseamnă, pentru mine este murdar. Acum, în deci a fost o situație acesta, de forță majoră. Avem un oraș majoră. Murdar din punctul nu, avem de un vedere. Oraș murdar. Avem un oraș cu anumite zone în care cetățenii uită să-și plătească această datorie, care v-am spus și puteți să verificați la cât se ridică pe persoană. Deci 3 persoane, nu știu dacă trec de 14 lei pe lună. Dacă și ăștia sunt bani mulți, sunt bani mulți, poate pentru unii, însă trebuie să se gândească că acele gunoaie care sunt acolo nu le-ați adus nici dumneavoastră, nu le-a adus nimeni din Sebeș, din Oradea, de unde vreți dumneavoastră, sunt gunoaiele dinșilor și trebuie să plătească. Întrebați-vă, sau hai să ne întrebăm, de ce în zona de case și în zona localităților care sunt ale municipiului, acest lucru nu se întâmplă. Pentru că acolo oamenii își plătesc acest serviciu. Fiecare ar trebui să înțeleagă să-și plătească acest serviciu. Din păcate, orice lucru se transformă într-o discuție politică, într-o discuție care de foarte multe ori se mută către DNA, către cine vreți dumneavoastră, și în loc să vedem ceea ce trebuie să facem și să-i atenționăm pe cei care nu își fac treaba, deci nu își plătesc acest serviciu, transformăm totul într-o mizerie câteodată și politică. Nu vreau să fiu subiectiv, vreau să fiu foarte obiectiv. Ceea ce facem, vom aplica legea în continuare. Ce vreau să anunț pentru cei care nu își plătesc, vom începe, dar asta numai după licitație. Avem un text în lege, în legea nouă, și în caietul de sarcină la licitație, cei care nu-ți plătesc sau nu vreau să încheie contracte vor fi supuși unei taxe locale, deci vom hotărâ o taxă locală, legea ne permite, și atunci când va trebui să plătească impozitul, vor trebui să plătească și această taxă pe un an de zile sau pe 6 luni de zile, pe cât o vom hotărâ. Problema este că va trebui să încasăm această taxă și foarte mulți nu-și plătesc nici impozitele. În această situație suntem. Orașul va fi curat, orașul va arăta bine de sărbători, cum să vă spun eu, un pic mai bine decât anii trecuți, dacă ați văzut și înspre dumneavoastră se lucrează, vrem să arate bine. De 1 decembrie, dacă mă întrebați, nu știu nimic, așteptăm chiar și noi. Chiar vreau să ajung aici la 1 decembrie. Așteptăm și noi să vedem ce va spune guvernul. Dacă dă niște bani pentru 1 decembrie sau suntem în acest hal de sărăcie. Nu e târziu să nu știm asta? Nu e târziu, este foarte târziu. Deci să știm și noi dacă suntem atât de săraci în care atât de săraci încât nu putem să ne bucurăm măcar într-o zi la Alba Iulia, de unde a început să ticăie ceasul României Mari. Nu cred că este o problemă de sărăcie. Și anul trecut a fost recesiune. Anul acesta, din câte se laudă toată lumea, avem creșteri. Cine știe ce le fi crescut, părul, unghiile. Nu mai știu, dar noi nu le simțim lucrurile astea. Deci suntem în această zonă și să știți că este rușinos. Bun, guvernul mai poate să mai facă săptămâna viitoare într-o ședință de guvern să dea niște bani, dar nu știu ce se va face cu ei, pentru că contractele trebuie, cum să vă spună, deja semnate, nimeni nu-ți mai vine. Vom face ceea ce putem din banii noștri, pentru că, trebuie să o spun sincer, totdeauna ne-am bazat pe ajutorul guvernului. Chiar dacă a fost 2-3 miliarde de lei, vorbesc în banii vechi, ne-am bazat pe acest ajutor care venea să suplimenteze ceea ce facem noi. Nu știu chiar până unde vom ajunge. Mâine voi avea o discuție cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Dumitrel, ca să vedem ce putem face împreună. Din păcate, un lucru pe care de 1 decembrie nu l-am simțit, dar l-am simțit în timpul anilor, guvernul își întoarce spatele. Cred că a uitat că de 1 decembrie puteau să vină să facă o baie de mulțime, să se bucure oamenii că îi văd. Era bine și lucrul ăsta, însă văd că anul ăsta nu se mai întâmplă. Nu venim. Deci nu venim la Alba Iulia, nu dăm bani. Este, cred că, foarte simplu. Nu murim și la Alba Iulia, care se uită la noi, le spun că va fi un 1 decembrie frumos, un 1 decembrie al lor, un 1 decembrie în care să se bucure de 1 decembrie. Pregătim și alte, hai să le spunem, surprize în piața cetății. E, uite că știți câte ceva și puteți să ne spuneți. Ar fi culmea să nu le știu eu. În piață pregătim câteva surprize în piața cetății. Sper să putem să, pentru cei care vreau să patineze, să le putem oferi lucrul ăsta. Sper ca oamenii să iasă din casă, să se bucure, să poată să bea un vin fiert, să asiste la un concert de colinzi. Lucruri pe care le-am făcut în fiecare an și să știți că nu sunt legate de un lucru electoral, ci sunt legate de ceea ce înseamnă sărbătorile. Sărbătorile de iarnă, Crăciunul, vine în fiecare an.
Revelionul, anul nou vine în fiecare an. Din păcate, pentru mulți politicieni, lucrurile astea vin din 4 în 4 ani. Și să știți că sunt într-o afară total din campania electorală, însă mă deranjează ca și cetățean al municipiului, nu ca și primar, când văd că nimeni nu își îndreaptă privirea spre noi decât din 4 în 4 ani, așa că de când acest an nici măcar din 4 în 4 ani. Da, câteodată ne mai ia prin surprindere și 1 decembrie și Crăciunul și sărbătorile importante pe politicieni. Noi nu ne-a, pentru că noi ne pregătim. Așadar, la Alba Iulienii să stea liniștiți, sunt manifestări, fie cu bani mulți sau puțini aici. Vor fi Alba cu Iulia. Bani mai puțini, dar cred că vor fi mult mai calde și mult mai apropiate de ei. Deci vor fi pentru ei, nu vor fi deranjați de sepepiști ca să se ducă să fie în zona respectivă, nu vor fi împinși de nu mai știu cine. Cred că nu vor asista la huiduieli, pentru că de 1 decembrie de foarte mulți ani asistăm la huiduieli. Normal ar trebui să ne gândim la cu totul altceva, ar trebui să ne bată inima măcar 30 de secunde. Oricum suntem pe 21 noiembrie, asta se mai poate schimba ceva până pe 1 decembrie? Da, se poate schimba, însă apare bunăvoința din partea guvernului. Va fi foarte greu ca să mai încheiem contracte, pentru că vă dați seama, nimeni nu stă să aștepte să se întâmple ceva. Eu înțeleg că este recesiune, înțeleg că banii trebuie să cheltuiți așa cum trebuie, însă mai înțeleg un lucru pe care îl înțeleg de mulți ani, de când mă știu. 1 decembrie este 1 decembrie și 1 decembrie obligatoriu trebuie sărbat la Alba Iulia. București este București, este încă capitala României. Alba Iulia rămâne capitala de suflet a României, cealaltă capitală, și toți ar trebui să gândească măcar 30 de secunde, 10 secunde pentru fiecare provincie, pentru cei care s-au sacrificat, pentru cei care au murit, pentru cei care și-au distrus tinerețele și viața, ca noi să putem să vorbim astăzi liberi și să putem să vorbim de România. Este un gest de respect. În primul rând de respect și un gest de omenie. La noi în Ardeal cuvântul omenie are traducere. În altă parte, din păcate, n-are. Așa este, așteptăm cu nerăbdare ziua de 1 decembrie și până atunci cu siguranță au observat toți cetățenii sau cei care au trecut prin Alba Iulia că au apărut deja luminile de sărbători. Bun, vă spun și lucrul ăsta. În mod greșit au fost aprinse, pentru că au fost încercate. Astăzi, dacă nu o să plecați acasă, o să vedeți că și aici se lucrează. Însă vrem să le aprindem atunci când trebuie aprinse. Crăciunul vine când vine, nu vine cu 7 zile înainte și trebuie sărbat atunci când trebuie. Moșul vine când trebuie să vină el. Toată lumea vine când trebuie să vină, pentru că există o dată în calendar și vrem să facem nu o festivitate, nu, să nu credeți lucrul ăsta, pentru că eu mă feresc de lucrul ăsta, dar această sărbătoare să o facem, cum să vă spun, nu cu lingurița, să o dăm atunci când trebuie. Bun, toate vor fi încercate, ați văzut, este altă firmă, alt concept, altfel am gândit, din păcate, datorită tot unor probleme politice și unor probleme de oameni care iubesc Alba Iulia foarte mult în ghilimele. Lucrul ăsta a început mai târziu cu o lună de zile, pentru că știți prea bine, chiar cum s-a prezentat, am avut foarte multe probleme până când s-a înțeles că o licitație, și mai ales o licitație, hai să spunem, adjudecată printr-o hotărâre a curții de apel, deci o hotărâre judecătorească, care este mai tare decât legea, trebuie acceptată și de Consiliul Local. Și am întârziat un pic. Dar toate lucrurile se adun acolo unde trebuie. Mă bucur că am reușit să plantăm și cei aproape 200 și ceva de pomi. Mă bucur că Alba Iulia începe să arată altfel și că programele pe care le-am propus și pe care oamenii le-au înțeles, pentru ei de fapt, curg. Legat de pomi, vreau să vă spun un lucru foarte interesant. La prima achiziție am făcut o negociere cu cei pe care știam că pot să aducă după același, cum să vă spun, același tipic, același standard. Înălțime, grosime, culoarea frunzei, verde închis sau verde deschis, tipul de pom. Ne-a costat mai puțin bucata atunci decât ne-a costat făcând licitație publică. Acum, fiecare poate să interpreteze cum vrea. Eu sunt adeptul licitațiilor publice, însă sunt zone pe lege în care se poate face negociere. Aici am forțat licitația publică, Am mers în licitație publică, putem să facem și lucrul ăsta, pentru a nu mai avea discuții de politicieni care habar n-au ce se întâmplă în lumea asta. Lucrurile se pot verifica, se pot aduce documente, e un lucru care chiar că te face să zâmbești, însă așa se întâmplă. Deci,
Mă bucur că atunci n-am lucrat prost și am lucrat bine, folosind bine și foarte bine banul public. Și acum s-a folosit bine și foarte bine. Să vă dați și acest exemplu, pentru că cei care se uită la noi trebuie să știe că noi lucrăm bine acolo, însă sunt foarte mulți care vorbesc foarte mult și cred că vorbim foarte mult, noi vorbim foarte puțin, noi încercăm să arătăm faptele, însă cred că trebuie să venim și noi mai mult la dumneavoastră să le explicăm oamenilor că așa stau lucrurile. La cine vă referiți atunci când spuneți că vorbește foarte mult? Păi mă refer la cei din, acum nu știu, sunt în opoziție sau la putere. Pentru că manifestările lor sunt manifestări de oameni care sunt în opoziție. Ei sunt la putere. Însă nu s-au regăsit la putere. Asta este o altă problemă, dar cred că într-o emisiune politică, cine știe. Da, discutăm, s-o discutăm altă deci dată. La ei mă refer, pentru că nu este normal să, cum să vă spun, tot timpul să fii împotriva la ceva ce vrea să facă municipiul și tot timpul să folosești acest termen pe care îl spun fără frică, pentru că am trecut prin zonele astea, lasă că o să vină DNA-ul. DNA-ul o să vină. Amenințări. Da, păi știți prea bine că mă amintesc de ea și acum m-am încălzit un pic după ce am fost afară. Ultima amenințare pe care am avut-o, în care spunea că de mine se poate scăpa dacă mă rezolvă DNA-ul sau dacă mor. Acum DNA-ul nu poate să rezolve lucruri pe care le doresc alții pentru că el lucrează pe lege. Și eu am încredere în aceste instituții. Acum să vedem dacă își caută un lunetist. O să văd dacă se întâmplă lucrurile astea, acum mai glumim și noi pentru că trebuie să fim veseli, însă n-aș vrea și nu-mi place această politică. Nu mi-a plăcut niciodată. Mie îmi place politica lucrurilor făcute și lucrurilor arătate. Am înțeles. Haideți să nu vorbim foarte mult de politică pentru că e și campanie electorală și nu vrem să influențăm în niciun sens. Așadar, de sărbători, Alba Iulia va străluci cu siguranță. Da. Vom avea multă culoare și, multă lumină. În două etape. La 1 decembrie și după 1 decembrie sper ca de Sfântul Nicolae să aprindem ultimele lucruri frumoase pentru Alba Iulieni și pe urmă să stăm să ne întreținem până de Sfântul Ion, deci după 1 decembrie. Dar până atunci cu siguranță o să mai discutăm pentru că sperăm să mai veniți cu noutăți aici când la noi chemați. În studio. Pentru că profit de prezența dumneavoastră aici, pentru că sunt foarte mulți telespectatori care ne-au sunat și care au nemulțumiri. Știți că se lucrează în zona Micești, se lucrează de ceva vreme, știți că sunt probleme acolo, cu siguranță aveți cunoștință de cauză la ieșirea de la Micești spre Zlavna, dar și spre Teiuș. Oamenii sunt foarte nemulțumiți. Ce se întâmplă acolo, domnule primar? Care e situația? Că oamenii sunt foarte nemulțumiți. Deci gropi în asfalt, lucrări făcute așa să vă de mântuială? Spun. Oamenii sunt foarte nemulțumiți pentru că se face ceva nou. Nu vreau să fiu rău. Și oamenii uită că și atunci când îți zugrăvesc în casă, suferă. Pentru că și dumneavoastră, dacă ați făcut, lucrați și noi. Deci este o lucrare, nu o lucrare de a întinde un covoraj de asfalt, ci este o lucrare amplă. Înspre Teiuș, dacă ați fost, suntem aproape de podul de la Ampoi. Deci cu primul strat de asfalt. Nu s-a pornit încă iluminatul. Este o lucrare mare și foarte grea. Bun, nu vreau să mă scuz. Înspre Micești, cred că până la ieșirea din Micești, pe banda dreaptă, mai a rămas o porțiune. Nu vreau să dau vina pe nimeni. Deci acolo s-a schimbat gaz, apă, canal, curent, tot ceea ce înseamnă infrastructură care se va introduce pe dedesubt. Deci o să dispară stâlpii și tot lucruri care ne deranjează. Am avut foarte mari probleme, trebuie să recunosc lucrul ăsta și este vina noastră că n-am venit la dumneavoastră sau la oameni am fost și le-am explicat, însă n-am putut să vorbesc cu toți, dar poate prin dumneavoastră și prin celelalte, cum să spun, prin mass media, poate reușeam să le explicăm că, nu să ne scuzăm, să le explicăm că avem mari probleme. Am avut foarte mari probleme în zonă, pentru că este o canalizare la minus 8 metri. Bun, pentru cei care știu ceva, înseamnă lucruri care nu s-au realizat în canal Baiulea. Și până la urmă am reușit să le dăm de cap la toate și deja primul strat de asfalt s-a pus. Cred că și ultima zonă din spate este gata. Nu știu sigur. Săptămâna trecută mai era o bucată de făcut. Primul strat de asfalt. Urmează să lucrăm la ceea ce înseamnă trotuare. În zona trotuarelor se va săpa din nou pentru că... Apropo de trotuare, ce se întâmplă cu acele trotuare? Oamenii sunt foarte nemulțumiți. Sunt foarte groase acele trotuare. Spun că... Unde sunt groase? La Micești. Spun că... deocamdată nu vă supărați, nu sunt. Deci nu pot să fie nici groase, nici subțiri pentru că nu sunt. Oamenii spun că nu mai pot intra în deci case. Nu sunt groase trotuarele. Miceștiu, mai ales strada Zladne, are o geografie curioasă. Deci partea din stânga, cum mergem spre Zladna... Ciudată, să-i spun. Nu, ciudată, asta deci este în pantă. Partea din stânga este o diferență de nivel de aproape 1,5 m.
față de curțile din partea din dreapta. O să rezolvăm bucată de bucată. Deci le-am explicat și ne-am fost, nu vă faceți probleme, o să ne facem tot ceea ce se poate ca să puteți intra în curte. Trotuarele nu se înalță nici măcar cu un centimetru față de zona în care acum este iarbă. Bun, nu este nimic, deci nu sunt trotuare. Deci lucrurile nu vom. Și zona asta este cât mai aproape de Alba Iulia. Deci de Alba Iulia este de fapt dincolo de Micef, dar de intrarea în zona de Alba Iulia, deci de tabla cu Alba Iulia. Când se vor finaliza aceste lucrări? Deci, pentru că după proiect trebuie să le terminăm anul viitor în toamnă. Acum chestiunea cu sărbătorile, da, vin și sărbătorile. Să știți că eu n-am avut niciodată sindromul 23 august și 1 mai, că trebuie să fac ceva și să văruiesc pomii că vine 1 mai. Lucrările sunt lucrări și trebuie făcute așa cum trebuie. Nu pot să grăbesc constructorul să facă niște lucruri pe care pe urmă ne doare. Sunt din bani europeni, sunt super verificate, ferească Dumnezeu peste 2 ani de zile să fie vă probleme, pentru că cei care le-au făcut vor răspunde. Iar dacă eu, primăria, i-am grăbit și am forțat lucrările trecând peste anumite termene, răspundem noi. Cu toate astea, încă o dată spun și îmi pare rău că trebuie să spun lucrurile astea, nu că trebuie să le spun, pentru că sunt lucruri adevărate și e greșeala tuturor că puteam să fim cel puțin cu o lună în avans. Deci la ora asta puteam să lucrăm la trotuare. Deci acolo a fost prima licitație, ne-a mai rămas un rest de bani și atunci ne-am gândit, hai să îngropăm tot ce înseamnă fire și toată mățărea, cum se spune, să o îngropăm sub pământ. A durat foarte mult, asta este birocrația aici, chiar că nu mă scuz pentru că n-am ce face, ca să avem gata licitația cu a introduce tuburile în care să se introducă tot ce înseamnă curent, fibra optică este pusă, asta, cablu și ce mai fi pe stâlpi. Dar lucrurile se vor termina și eu vă garantez și le promit celor din această zonă din Micești că vor fi mândri și toți care vor veni la ei vor spune uitați-vă unde stăm. Din păcate, circulația pe această stradă nu o pot diminua pentru că este legătura cu Zladna, cu Munții Apuseni și va fi o circulație încă ani de zile până când programele noastre pe care le avem legate de o centură care ar trebui să ocolească această zonă vor prinde contur. Dar până atunci va mai dura mulți ani. Pare rău. În cealaltă parte, spre ieșirea spre Cluj, lucrurile stau bine, zicem noi, și acolo am avut probleme. V-am spus, este vina noastră că nu v-am chemat cum făceam altă dată, în care să vă arătăm ce înseamnă stații de pompare peste stații de pompare, să vedeți ceea ce înseamnă o stație de pompare. Deci oamenii este bine să vadă, nu un capac de beton, să vadă ce instalații teribile sunt acolo, care trebuie montate. Este și o premieră pentru noi, încă așa ceva n-am făcut, însă lucrurile am vrut să le facem de asemenea manieră în care să nu mai intervenim. Pistă de bicicletă pe dreapta, pe stânga și acolo canalizație la tot ceea ce înseamnă curent electric. Mă bucur că ați amintit de piste de bicicliști. Acum vine iarna, e adevărat, dar din primăvară, oare când o să avem și noi o pistă pentru bicicliști aici în Alba? Păi aveți una care funcționează și pe care o folosesc, în seara asta nu o folosesc pentru că am venit la dumneavoastră. Așa. Înspre Micești. Înspre Micești, da. Folosesc, să știți, și îmi place să mă duc pe ea. O să avem asta înspre Cluj, cu întoarcere, deci în trotuar făcut, amenajată ca lumea, nu pe carosabil, pentru că, vă spun din experiență, nu este plăcut să te duci pe lângă mașini sau mașinile să treacă pe lângă tine. Și de asemenea vom avea o pistă de biciclete de peste 7 km în zona Valea Popii, în zona menajerilor pe care le facem acolo. Vom avea, sună bine, pe când? Dacă doriți, deja este gata, însă nu putem să-i dăm drumul pentru că mai avem niște lucruri legate de ceea ce înseamnă, pentru că este în parcul dendrologic. Deci trebuie să reglăm problema personalului din zonă. Știți prea bine că avem o mare problemă, nu putem să angajăm. O să vedem cum relocăm, pentru că, din fericire spun, dar și din păcate, zona trebuie păzită. Trebuie să ne păzim noi de noi, pentru că acolo sunt niște specii deosebite și... Știți cum suntem, ba, o crenguță, am florit crinul, să duc un crin acasă la nu știu cine, neștiind că dacă i-a rup floarea, bulbul moare și la anul o să mai avem acei crini deosebiți care sunt rarisimi, nu numai în zona, nu numai în țară, dar și în Europa. Deci lucrurile astea trebuie să le mai reglăm. Acolo vom avea pistă de bicicletă, locuri de belvedere, bloc de barbecue, să-i spun așa. Deci o zonă în care oamenii, și eu abia aștept să o terminăm, în care oamenii pot să se ducă dacă doresc și să se plimbe. Zona este împrejmuită. Este împrejmuită, vă spun, în primul rând din cauza mistreților. Mistreții cu colți, nu un fel de mistreți. Și
și din alte motive pe care le știți și dumneavoastră, însă distrugerile mari le-am avut din cauza mistreților, toamna și primăvara, săpau și stricau totul. Este deosebit ce este acolo și trebuie să-i mulțumesc unui domn inginer care a făcut posibil tot lucrul ăsta. Domnul este la pensie, o să-i punem, deci iară vă spun un lucru în premieră, deci toată zona se va numi dânsul fiind în viață și să-i dea Dumnezeu sănătate să mai trăiască cât vrea Dumnezeu ca să ne ajute să putem să păstrăm zona aia, pentru că e o zonă deosebită și este o zonă de o meserie deosebită, deci nu oricine poate să facă lucruri de astea. E o zonă unică, să știți, nu cred că mai avem, poate pe la Herculane ar mai fi așa ceva, dar nu cred că atâta de bine îngrijită și de posibil, poți să faci școală acolo, deci copiii care botanică pot să se ducă să facă școală și lucrul ăsta vrem să-l facem. Sunt lucruri care nu se termină de astfel, am început abia lucrul ăsta în vară. Și multe proiecte, durează. Multe planuri pentru viitor. Nu, planuri avem de viitor, astea sunt proiecte care se realizează, sunt proiecte în lucru, sunt proiecte care se termină, pentru că orice proiect pe care l-am început în Alba Iulia s-a terminat. Și oamenii care se uită la noi, cetățenii, și amintesc de toată zona cetate, când am început cu demolatul garajelor, cu canalizări, dânsii știu foarte bine cu tot ceea ce s-a făcut acolo și iată că în anul ăsta am plantat, am reparat, la anul vom mai face, vom repara locurile de joacă, vom crea altele. În continuu este o dinamică. Și este foarte bine că este așa. Un loc de joacă este o jucărie, se strică, pomii mor, punem alții. Sunt lucruri care trebuie să le facem și să știți, e bine că putem să le facem. Deci, eu le-am dat exemplu acea zonă pentru că foarte mulți erau neîncrezători și spuneau, nu o să terminați niciodată. Și am terminat. Este zona Tolstoi în care cineva ne-a dat banii și cineva ne-a luat banii. Am început-o, din păcate, datorită ia banii, dă banii, te dau în judecată, de ce nu-mi dai bani, încalci Constituția, etc. Am întârziat 2 luni de zile și în loc să avem toată zona, deci n-am reușit să punem asfaltul peste tot și mai avem câteva locuri mărunte de făcut, dar importante, foarte importante pentru oamenii din zonă, nu le-am terminat. Puteam să le terminăm. O să le terminăm la primăvară. Sper că oamenii să nu se supere pe noi că n-am terminat totul. Eu am încredere ei că exemplele pe care le-au avut în Alba Iulia le dau puterea să înțeleagă că dacă începem ceva, terminăm. Nu cum aș vrea nici eu, nici dumneavoastră, nici oricine. Eu aș vrea astăzi să încep și mâine să terminăm. Știți prea bine că nu se poate. Nu se poate chiar așa peste noapte. Însă, încă o dată spun și lucrurile sunt verificate, ceea ce am început, am terminat. N-am început anumite proiecte, cum să vă spun eu, care nu știu dacă folosesc orașului, spital de urgență, noi trebuie să avem grijă de spitalul pe care îl avem, deci fără tot soiul de poezii de genul ăsta care sună foarte bine, dar nu știu pentru cine. Deci fără politicianisme din astea ieftine, n-am început sala polivalentă, o să vedem cum putem să o facem, pentru că întreținerea ei trece de câteva sute de mii de euro. Apropo de sala polivalentă, se vorbește foarte mult despre orașul nostru, care într-adevăr e minunat, e frumos, dar n-avem un teatru. O să avem și un teatru de proiecte, Consiliul Județean se ocupă de acest lucru. Vreau să vă spun un lucru, dar fără să supere nimeni. O să avem un teatru, însă el trebuie umplut. Să meargă lumea la teatru. Deci asta ne dorim foarte mult și din cauza asta la început se va face un teatru pe proiecte. Deci fără echipa de actori. Dacă lucrurile vor evolua, sigur va apare un teatru așa cum trebuie să apară un teatru. Însă noi cei care administrăm banii publici trebuie să ne gândim foarte bine. În primul rând că nici nu avem atâția câți am vrea și cât ar fi nevoie. Și doi la mână, imaginează unii. Da, și doi la mână trebuie să știți la ce să-i folosești. Chiar ar fi culmea să faci un teatru cu 50 de actori și sala n-ar fi goală, eu sunt sigur, dar cheltuielile ar fi imense. Singurul lucru care avem o problemă este bazinul olimpic, dar nu este, am spus-o și o mai spun încă o dată, nu este problema noastră, el nu mai este al nostru, este acum al guvernului. Când se termină, o să ne-l dea înapoi. Și aici blocajele sunt și datorită constructorului, dar sunt și datorită faptului că toate finanțările s-au tăiat, că putea să se termine. Acolo se lucrează pe datorie. Locuințele ANL, în 28 sau 29, când va fi ședința, sper să se voteze proiectul de hotărâre, era fost discuția cu cei care pot să beneficieze, să semneze un contract, le vor lua, în sfârșit s-au terminat. Locuințele sociale, un bloc este gata, indiferent de faptul că cineva și tot guvernul trebuie să dea în jur de 14 miliarde,
prin contract. Deci nu vorbesc că vreau eu să, dar prin contract, am semnat. Deci dacă am semnat un lucru, că trebuie să ne ținem toți de cuvânt. Constructorul lucrează și la celelalte și la astea. De ce? Pentru că el are o rușine față de Alba Iulia. Pentru că oamenii îl cunosc și spune, domnule, nu pot ca să mă retrag. Noi am pus în vedere că nu o să avem de unde să-i dăm bani decât partea noastră, pentru că în contract noi avem o parte pe care am dat-o și guvernul are parte pe care a dat-o. Sunt sigur că la primăvară sper să se regleze lucrurile și să-și încaseze banii. Deci astea sunt lucruri care se întâmplă legat de ceea ce înseamnă un pic de bunăstare pentru oameni. Cei belgeni lucrează și au dus utilajele, sper să-și găsească cei 220 de angajați, sper să-i găsească în Alba Iulia, mi-aș dori din suflet, de fapt pentru Alba Iulieni m-am zbătut și am convins să vin aici, și alea sunt lucruri, cum să vă spun, normale, de convențiune normală. Avem mari probleme și trebuie să spun cu proiectele europene, banii vin foarte greu. De ce vin foarte greu? Poate faceți dumneavoastră emisiune ca să discutăm tot cu cărțile pe masă. Ne-ați dat ceva subiecte, da. Dar să știți că este un subiect foarte interesant. Și de ce? Toată lumea vorbește, 99,99% începând de la băl mai mare din fruntea țării până la ministru de resort, habar n-au. Și lucrul ăsta poți să-l demonstrezi oricând cu oamenii cu care lucrezi. Deci nu se poate face așa ceva. Avem de gând să angajăm o firmă de avocatură puternică în care vrem să dăm guvernul în judecată pentru înșelătorie. Pentru că, indiferent dacă este guvernul României, el se supune ca și entitatea celor reguli. Am semnat un contract la începutul anului, să spun așa acum, 3-4 ani de zile, acest contract nu poți să-l schimbi așa cum vreau mușchii tăi. Să vorbesc românește. Toată lumea, dar pe înțelesul tuturor. Nu e de râs, e trist, nu numai pentru Alba, este trist pentru toată țara. Din cauza asta nu avem nici absorție, din cauza asta, dar toți vorbim. Și chiar că vă spun, poate o să vă ceară și telespectatorii, ar fi excepțională o emisiune în care eu nu o să vin, pentru că să nu spună cineva că vorbesc partizan. Dacă vreți, stau acolo deoparte să mă uit, dar e bine să vină specialiști și nu-i chemați numai din Alba Iulia. Chemați-i de peste tot, începând de la Slarna, începând de la Cugir, toți cei care au proiecte europene, ca să vă spună cum se derulează, de ce se derulează așa și care sunt adevăratele motive. Motivele sunt aici. La București e departe, uite, nici nu era ceață la București. Sunt alte probleme, e altă zonă acolo, da. Geografică. Lucrurile poate și funcționează puțin mai altfel decât aici la noi. Acum, pe final, pentru că trebuie să intrăm în pauza publicitară, v-aș ruga așa în câteva cuvinte, dacă ar deschide cineva ușa acum, un străin, cineva din altă localitate, un turist, și v-ar întreba unde ar putea merge în această seară în Alba Iulia. În ce limbă? Uite, în română, știe română. Unde ați recomandat mă să meargă? Mă bucur foarte mult. Unde ați vrea să meargă? Da. Mie mi-este greu ca primar să fac lucrul ăsta. Dar peste știți prea bine... Nu, peste tot este frumos. În cetate e frumos acum. Bineînțeles, fiind seara, trebuie să meargă undeva să se culce și undeva să mănânce bine. Aș putea să spun că există o zonă foarte aproape pentru așa ceva în care poate să se ducă. Dar eu nu pot să fac lucrul ăsta, vă spun cinci. Aș putea să spun să meargă în oraș să poată să facă lucrul ăsta. Știți că sunt multe zone, însă. Din păcate nu pot să spun, pentru că nu că ar fi la dumneavoastră o amendă de la CNA, eu nu am voie. Un reper turistic vă țăream. Eu nu am altceva. Voie să fac reclamă la nicio firmă. Știți că, hai să o lăsăm așa, că, pentru că pe urmă dacă o să spun acolo, bineînțeles, are 40% în societatea. Dincolo am 30%, dincolo am 40%, pentru că și asta este o poveste pe care dumneavoastră știți foarte bine. Păi nu mă face să râd, pentru că cu atâta la sută de peste tot, uite, l-aș trimite în Dubai la hotelul pe care mi-l construiesc. Eu că am aflat acum săptămâna trecută că îmi construiesc un hotel în Dubai și chiar fac un apel la cei care știu treaba asta. Cel care îl găsește are de la mine, să spun așa, să nu, cu familia lui și cu prietenul, așa vreo 30 de persoane, dacă vreau, transport gratuit și pot să stea acolo cel puțin o lună pe sezon. Haideți să nu spunem nici măcar în grumă, pentru că cine știe cum se interpretează. Câteodată trebuie să știi să glumești. Însă, vedeți, asta este, chiar că suntem o emisiune de știri, suntem foarte serioși, eu sunt foarte serios, însă nu pot să spun lucrul ăsta. Haideți să reformulez puțin ca să nu înțeleagă nici cei de acasă. Încetate să vină. Turiștii unde? Ce pot vedea frumos în Alba Iulia? Ce e frumos de văzut? Pot să vadă cetatea în Alba Iulia. Da? Pot să vadă cetatea. De fapt, este lucru frumos din Alba Iulia, nu singurul lucru frumos, pentru că nu e nimic spectaculos să te prind printre blocuri sau pe o stradă pe care s-au plantat ei. Nu e nimic spectaculos, este o chestiune perfect normală. Pentru noi este spectaculos, dar este de fapt normalitate. Ceea ce este în cetate,
începând de la partea de vest, de la intrarea unde stă gardianul și nu știu cine va mai sta acolo, venind încoace, este un lucru spectaculos. Așa ceva, și vă spun sincer și o spun cu mândrie, și o spun cu mândrie nu de primar, prima dată, de cetățean al Albei Iulia, nu se găsește nicăieri. Și să știți că sunt foarte fericit când mă sună colegi care au fost aici, când mă sună prieteni, când primesc mail-uri, când aflu de la oameni care au venit aici și spun, domnule, ce frumos, ce lucru s-a putut face într-o perioadă în care totul era amorțit. Și asta cred că demonstrează că dacă vrei să faci ceva și dacă ai cu cine să faci, pentru că și asta este o condiție esențială, poți să faci asemenea lucruri. Mă bucur că Alba Iulienii au cu ce să fie mândri și sunt sigur că fiecare când vine cineva îl duc în cetate, se arate cetatea, pentru că au cu ce se mândri. Nu rămânem aici. Vom avea o discuție și cu cei care locuiesc aici, să nu spun nume de firme. Vom discuta în continuare despre gardă, pentru că fără gardă cetatea este moartă și asta este principiul meu și nu mai meu. Văd că l-au îmbrățișat foarte mulți. Poate să fie extraordinar de frumos zidită și în toate stilele, la baroc, la eclectic, cum vreți dumneavoastră, dar dacă n-are viață, totul este o îngrămădire până la urmă de pietre fără viață. S-a dat viață și le mulțumesc la cei care s-au zbătut și și-au pus banii din buzunar să facă lucrul ăsta și au făcut-o nu atâta pentru ei, că de mulți nu știe nimeni, dar știe de Alba Iulia. Pentru că nimeni când vine aici nu spune garda asta sau ce-o fi aici plătește nu mai știu cine. Spune este a municipiului Alba Iulia. Există și ceea ce fac oamenii minunați de la muzeu și împreună, pentru că eu nu pot să cred că în orașul Unirii nu putem discuta de împreună, pentru că sunt foarte mulți oameni care vreau această împreună, putem să facem și vom face, fi sigur, lucruri deosebite de care toți vor fi mândri. Am luat premiul Eden, destinație de vis al 28-lea oraș din Europa. Avem dreptul să ne punem acea siglă acolo, care să știți că este rară în Europa. Mă întreba un fost deputat, nu pe mine, pe cineva, cât am plătit pentru el. Normal că nu pot să spun acum răspunsul pe care aș vrut să-l dau dacă eram acolo, dar este un lucru deosebit pentru oraș. Pentru că pe un site european, pe care se uită foarte multă lume, se vede Alba Iulia. Se văd poze cu cetatea și asta nu face altceva decât să creeze curiozitate. Și oamenii vin aici. Până la vară vom termina foarte mult din lucrări. Se circulă pe pod, dacă mai trebuie facem și alt pod. Așa este, domnule primar, eu mulțumesc foarte mult. Numai un minut, nu, o secundă. Foarte scurt mi-ați răspuns, nu, da. Nu o să ne tai acum, că mă vedeți foarte rar. S-are publicitatea peste noi. Da. Ce publicitate? O fac ei mai încolo. Hai că glumim. Ce vreau să vă spun legat și de cetate și de toate programele noastre? Trebuie să lucrăm în continuare. Următorul program este de, foarte mulți îi spun Monumentul Unirii. Nu este bine să spui așa ceva și vreau să fac apel la toți cei care iubesc albele și iubesc că sunt creștini. În fața catedralei, cum îi spun oamenii, reîntregire, încoronări, care a fost clădită pentru a încununa, pentru că aici s-a încoronat primul rege al României, nu poți să pui un monument care să pui Monumentul Unirii. Însă poți să faci o zonă, așa cum vrem noi să-i spunem, Memorialul Unirii, în care poate să fie un monument, pot să fie 10 monumente, poate să fie orice. Pentru că așa este bine și mă uit la camere, le spun la oameni, așa este creștinește și așa putem să ne ridicăm în continuare pălăria pentru cei care au făcut unirea. Nu poți să faci lucrul ăsta. Deci eu, ca om care am fost crescut într-o anumită credință și cu un anumit respect față de înaintași, nu pot să fac așa ceva. Însă Memorialul Unirii ne vom zbate pentru. Asta înseamnă tot ceea ce înseamnă Parcul Unirii, reclădit, refăcut, cu un monument, hai să-i spunem, al Unirii. Și să știți că, vă mai spun un lucru, mă deranjează anumite afirmații de genul la 1 decembrie unde depunem corone. Domnilor, există foarte multe locuri de depus corone, dar pentru asta nu trebuie să clădim un monument a Unirii ca să avem unde depunem corone. Asta cu siguranță. Avem sufletul și avem unde, dacă dorim. Nu vreau să dau lecții. Mă bucur că oamenii din Alba Iulia doresc lucrul ăsta. Și, bă, cum să vă spun, nu că mă bucur. O să vadă că am îmbrățișat această idee și o îmbrățișez cu toată dragostea, însă nu este o condiție, este un lucru esențial. Trebuie să discutăm de Memorialul Unirii, așa cum discutăm în Washington și în alte lucruri, de lucruri deosebite. În Alba Iulia, când vine cineva, trebuie să aibă o zonă mare în care să poată să se gândească la unire, la ce a însemnat unirea, la înaintașii unirii, la tot ceea ce înseamnă România. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru prezența și pentru cuvintele pe care le-ați spus și vă mai așteptăm cu mare drag aici în emisiunea de știri. Toată plăcerea. Luăm o scurtă pauză și revenim în câteva momente cu alte subiecte. Rămâneți cu noi!
Doamnelor, domnilor, am revenit în prime time, continuăm știrile. Județul Alba este pe primul loc în regiunea centru în ceea ce privește mortalitatea prin cancer de col uterin. Acest tip de cancer reprezintă principala cauză de mortalitate în rândul femeilor cu vârsta cuprinsă între 20 și 45 de ani. Numărul persoanelor ucise de această maladie fiind cutremurător în țara noastră. Din păcate, cancerul de col nu doare și nici nu începe să dea semne decât în stadii avansate de evoluție, când curabilitatea este deja o raritate. De aceea, singurul simptom precoce al cancerului de col, care asigură depistarea în stadiu în care ar putea fi vindecat, este rezultatul testului Babeș-Papanicolau. Testați-vă anual la medicul ginecolog. Testul Babeș-Papanicolau trebuie efectuat anual odată cu începerea vieții sexuale. De ună zi am făcut un studiu la Direcția de Sănătate, unic la noi pe județ, pe care o să-l prezentăm în cazul unei conferințe vineri la Universitatea din Cluj, în care ne-am dat seama că suntem pe primul loc în regiunea centru la cancerele de col uterin și mamar. Ne-am pus o problemă. De ce? De ce județul nostru avem undeva, dacă rețin, 29,7% din populația de sex feminin cu afecțiuni oncologice. Este un lucru foarte grav. Mergeți, doamnelor, la medicul, este gratis, vă faceți acel banal screening care durează 5-10 minute, dar care are importanța asupra vieții noastre. Dintre dumneavoastră, din 100 de femei, s-ar putea ca 10 deja să fie purtătoare de un viitor cancer. Celulele ce tapetează colul suferă de obicei modificări ușoare spre severe până devin canceroase. Aceste modificări precanceroase reprezintă displazia. Displazia nu duce întotdeauna la apariția cancerului, dar trebuie urmărită și tratată pentru a se evita dezvoltarea cancerului. Rețineți, cancerul de col uterin este curabil dacă este detectat de vreme. Așadar, ar fi indicat să treceți mai des pe la medic. Dacă doriți să aflați mai multe lucruri deosebit de utile pentru mama, fiica sau soția dumneavoastră, urmăriți astăzi emisiunea Alba în curs de la ora 20:45 de minute, unde medicul oncolog Răzvan Curcă și directorul Direcției de Sănătate Publică, medicul Horia Timiș, vor dezbate subiectul incidenței cancerului în județul Alba. A venit frigul și suntem tot mai predispuse la cistită. Cistita reprezintă inflamația acută sau cronică a vezicii urinare și apare în mod deosebit la femei din cauza uretrei mai scurte. Ar trebui să știm că tratamentul prelungit cu antibiotice poate să ne facă mai mult rău decât bine. Așadar, cel mai indicat ar fi să încercați noi metode de tratare a cistitei fără efecte secundare. Cistita se manifestă prin micțiuni frecvente, adică nevoia repetată de a urina, dureri la nivelul abdomenului inferior, usurim la urinat și urină tulbure. Dacă nu este tratată, infecția se poate agrava local sau se poate extinde la rinichi, producând pielonefrita, care netratată duce în timp la insuficiență renală cronică. Femeile sunt cele mai afectate de cistită, iar multe dintre ele suferă de așa numită cistită recurentă, adică cistita care apare foarte des, uneori imediat după încetarea tratamentului. Cel mai bine ar fi să vă adresați medicului. Cistita tratată incorrect sau insuficient poate evolua generând afectarea rinichiului, uneori cu pierderea funcției acestuia. Până să luați orice tratament, ar trebui să dați la un laborator o probă de urină corect recoltată. În funcție de rezultat, medicul vă prescrie tratamentul cel mai potrivit. Tratamentul poate varia între 3 și 7 zile, în funcție de severitatea și tipul de bacterie depistată la urocultură, analiza specifică a urinei. Atât în perioada tratamentului, cât și în general, va trebui să evitați statul cu picioarele în apă rece sau mersul cu picioarele goale pe gresie și va trebui să beți cât mai multe lichide. Aproape 5 milioane de lei au făcut obiectul echilibrării bugetelor locale din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată. Repartizarea a vizat 13 unități teritoriale administrative. Aproape 80% din întreaga sumă a revenit municipiului reședință de județ. Alte două localități urbane au mai beneficiat de echilibrarea bugetelor. E vorba de Zlatna, oraș căruia i s-au repartizat aproximativ 72.000 de lei, și Baia de Arieș, localitate în contul căreia s-a virat nesemnificativa sumă de 2.200 de lei. Sume importante s-au vărsat în conturile comunelor Almașu Mare, aproape 185.000 de lei, Valea Lungă, peste 170.000 de lei, și Arieșeni, aproximativ 85.000 de lei. Alte 6 unități teritoriale administrative din mediul rural, respectiv Bucium, Crăciunelul de Jos, Igiu, Poșaga, Râmeț și Șibot, au primit sume cuprinse între 8.000 de lei pentru Crăciunelul de Jos și 51.000 de lei pentru Râmeț. Tot din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, s-a aprobat suma de 1,9 milioane de lei pentru echilibrarea bugetului Comunei Bistra.
Meteorologii estimează pentru următoarele două săptămâni o răcire importantă a vremii. Aici vorbim de scăderi sub 0 grade a temperaturilor minime în majoritatea zonelor, precum și de valori ce nu vor mai depăși 8 grade Celsius. Conform prognozei ANM, în Transilvania, valorile termice maxime vor intra într-o scădere destul de pronunțată în jurul datei de 28 noiembrie, urmând ca până la sfârșitul intervalului să ajungă la o medie de 4 grade. Temperaturile minime vor fi permanent negative, cuprinse între minus 2 și 0 grade, chiar și mai coborâte până la minus 4 grade între 30 noiembrie și 2 decembrie. Vor cădea precipitații slabe, mixte, cu o probabilitate mai ridicată de apariție în a doua parte a intervalului. În jurul datei de 1 decembrie este posibilă depunerea unui strat subțire de zăpadă. Transilvania se numără printre regiunile unde frigul se va resimți cel mai mult și unde se va depune primul strat de zăpadă. Acest lucru reiese din prognoza întocmită de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 19 noiembrie-2 decembrie. Cât despre ceață, cred că deja v-ați obișnuit cu ea, iar dacă nu, să o faceți, pentru că se va menține densă și persistentă și în zilele ce urmează. Așadar, nu vă lăsați păcăliți de soarele din această zi. La munte, până la data de 26 noiembrie, media valorilor termice maxime va scădea treptat de la 7 la 5 grade. După 27 noiembrie, răcirea vremii va fi din ce în ce mai pronunțată, astfel încât temperaturile maxime vor ajunge de la o medie de 4-5 grade spre 0 grade. Temperaturile minime vor fi permanent negative, iar procesul de răcire treptată a vremii se va reflecta și asupra lor, căci vor tinde spre minus 5 grade la sfârșitul intervalului. Precipitațiile vor avea o probabilitate mai ridicată de apariție după data de 25 noiembrie. Totodată, la altitudini sub 1200 de metri, vor predomina ploi și mai ales lapovițe. Avocatul Ioan Rus, decanul Baroului Alba, este neplăcut surprins de faptul că un aspect foarte important pentru viitorul județului nostru a fost uitat atât de parlamentarii județului, cât și de candidații aruncați în luptă pentru câștigarea alegerilor din 9 decembrie. În consecință, le deschide ochii. Fost parlamentar și prefect cu o vastă experiență în ceea ce privește administrația județeană, avocatul Ioan Rus transmite candidaților din Alba pentru Parlamentul României un mesaj extrem de interesant. Toți parlamentarii, indiferent de culoarea lor politică, să militeze pentru ca Alba Iulia să devină capitala regională a unei regiuni din Transilvania. Spun asta în contextul în care se preconizează ca în viitoarea legislatură a Parlamentului să se revizuiască Constituția și să se înființeze noile unități administrative teritoriale, regiunile. Mie mi se pare normal ca Alba Iulia, care a fost sediul Principatului Transilvaniei, care reprezintă un simbol pentru toți românii, al unității românilor, să nu rămână un orășel de târg, așa cum a fost tratat într-o anumită perioadă a istoriei noastre, ci să devină o adevărată capitală regională. Mie mi se pare normal ca cetatea, care este extrem de generoasă, care are și spații suficiente, să fie locul în care să-și aibă sediul administrativ al regiunii care va fi aici, din care va face parte și Alba Iulia. În opinia alegătorului Ioan Rus, nu trebuie în niciun caz ca dezvoltarea economică a unor orașe, precum Brașovul sau Sibiul, să primeze în luarea unei decizii privind capitala regiunii, din care va face parte județul Alba și municipiul Alba Iulia. Alba TV te trimite în Munții Apuseni în acest weekend la pensiunea Onelia din zona turistică Areșeni Gârda de Sus. Urmărește emisiunea Prime Time, ascultă întrebarea concursului și sună la numărul de telefon 0371 020 000 sau intră pe www.albatv.ro pentru a câștiga o mini-vacanță de două persoane în Munții Apuseni la pensiunea Onelia din zona turistică Areșeni Gârda de Sus. Concursul Alba TV te trimite în Apuseni, mai este valabil până mâine la ora 18, când aflăm și câștigătorul și vă mai puteți înscrie încă un concurs. Săptămâna aceasta puteți câștiga o mini-vacanță pentru două persoane la pensiunea Onelia din Gârda de Sus. Avem și o întrebare a zilei, foarte simplă și de această dată, cum se numește concursul prin care puteți câștiga o mini-vacanță? L-aveți afișat și pe ecran și le așteptăm răspunsul corect la numărul de telefon 0371 020 000, număr de telefon cu tarif normal,
Tot și mai simplu, intrați pe site-ul nostru www.știrilealbatv.ro la secțiunea concurs. Mult succes vă doresc, eu sunt Andreea Bogdan, punem punct aici întâlnirii noastre, ne întâlnim și mâine la ora 18 și până atunci nu uitați, dacă sunteți martori unui eveniment care ar putea deveni știre, transmiteți-ne informațiile dumneavoastră la adresa de e-mail contact@știrilealbatv.ro sau la numărul de telefon 0371 020 000. Urmează informațiile despre starea vremii și știrile din sport. Numai bine! Bine v-am găsit la știrile din sport. Săptămâna trecută a avut loc la Arad campionatul național de haltere destinat seniorilor. Delegația din Alba Iulia, condusă de antrenorul Ioan Frățilă, a obținut numai puțin de 9 medalii. Această competiție a fost ultima din acest an, sportivii Clubului Unirea încheiind anul cu numai puțin de 37 de medalii. Cu toate că s-a terminat pentru ei acest an competițional, halterofilii Clubului Sportiv Unire au fost ieri găsiți antrenându-se în sala din incinta stadionului Cetate. La ultima competiție desfășurată la Arad au adus numai puțin de 9 medalii pentru club și au obținut alte clasări foarte bune. Am venit acasă cu 3 medalii de argint, care le-am obținut cu greu. Nu mă așteptam să fie așa de bine parcursul acestui concurs datorită faptului unui accident care am suferit. Și nu știam exact dacă voi participa la acest concurs, dar în final s-a dovedit a fi bine. La concurs au fost mai mulți sportivi destul de neexperimentați pentru o probă destinată seniorilor, însă aceștia au răspuns prin atitudine și prin locurile ocupate la finalul concursului. Până acum nu am obținut nicio performanță, acum la campionatul național de seniori am reușit să cucerez 3 medalii de bronz. Până acum nu am reușit deoarece am lipsit foarte mult, dar în ultimul an am pus baza mai mult pe antrenamente și văd că rezultatul a venit de la sine. La Arad am reușit să ocup doar locul 4 din cauza că a fost o competiție foarte grea, cu rezultate foarte mari și multe competitoare la mine în categorie. Ți-ai fi dorit medalie? Da, am fost aproape de locul 2, dar am ratat ultima încercare la stilul smuls și așa am ieșit pe locul 4. Acest campionat a fost un campionat frumos, cu o competiție foarte grea, care totuși se desfășura bine pentru noi. Ce rezultate ai obținut? Am obținut locul 4 în categoria 94 de kilograme. Este un rezultat bun, din punctul meu de vedere. Ioan Frățilă se declară mulțumit de performanțele obținute de elevii săi, atât la Arad, cât și pe parcursul întregului an. La 37 de medalii obținute vis-a-vis de această disciplină, cu bugetul care l-am avut, mai ales de la Clubul Unirea, a fost extrem de diminuat. Primele nu le-am luat nici în momentul ăsta, de pe tot anul. Mai ales concursul de seniori, care a avut o conotație aparte cu Șușu accidentată, cu Avram operată, în urmă cu 2 luni. 9 medalii la cel mai puternic campionat spune ceva. Cu 39 de medalii obținute în acest sezon, sportivii așteaptă să fie răsplătiți și cum altfel decât financiar, atât de club cât și de autorități, că de laude și aprecieri le este și lor plin podul. Fotbalistele Clubului Sportiv Navobia Alba Iulia au debutat în returul campionatului de fotbal destinat femeilor cu stângul. Acestea au fost învinse de puternica formație UTA Arad cu scorul de 6-0. Fetele antrenate de Cătălin Popa nu au reușit să obțină niciun punct încă în prima ligă de fotbal feminin, Seria Vestică. În prima partidă din tur, fetele au fost învinse cu scorul de 5-1 de UTA Arad, însă în retur lucrurile au decăzut în favoarea formației din Alba Iulia, motiv pentru care bănățencele s-au impus de această dată cu un neverosimil 6-0. Majoritatea echipelor care joacă împotriva clubului din Navobi dispun de condiții mult mai bune decât clubul Alba Iulian și au puțină vechime în fotbalul feminin. Navobi Alba Iulia nu a reușit să obțină niciun punct nici în retur și minunea nu s-a întâmplat nici în prima partidă din retur. Echipa antrenată de Cătălin Popa și Alexandra Marian se află pe ultima poziție din clasamentul Seriei Vestice, cu doar 2 goluri marcate și 42 primite. Etapa viitoare, Navobi avea de disputat un meci pe teren propriu, însă motorul Oradea s-a retras din actualul campionat și meciul nu va avea loc. O persoană importantă din club ne-a declarat că echipa este unită, însă în aceste momente suferă din cauza accidentărilor. CFR Cluj a câștigat aseară împotriva formației portugheze FC Braga cu scorul de 3-1 și echipa clujeană se află la 90 de minute de o calificare istorică în optimile UEFA Champions League.
Toate golurile ardelenilor au fost marcate de Rui Pedro în prima repriză. Cea mai îndrăgită melodie a patronilor de fotbal din România poate fi ascultată de Pașcani și Mureșan în caz că vor ajunge în optimi. CFR-ul a început meciul cu un obiectiv clar, să nu primească gol și să încerce să finalizeze contraatacurile. Și așa și fost. Mudu Sugu și Bastos l-au servit perfect pe Rui Pedro de fiecare dată, acesta reușind să înscrie un hat-trick. Golurile CFR-ului au fost marcate în minutele 7:15 și 34, pe când Braga a marcat prin capitanul Alan în minutul 17. În a doua repriză, CFR Cluj a evoluat cu un om în plus după eliminarea unui fundaș advers în urma unui gest nesportiv. Tot în a doua repriză, CFR-ul putea să mărească avantajul de pe tabelă în mai multe rânduri, însă de fiecare dată s-a opus portarul Beto sau bările porții portugheze. Victoria de aseară împotriva Braga era și mai satisfăcătoare dacă Manchesterul reușea un rezultat pozitiv împotriva Galatasaraiului. Însă Alex Ferguson a introdus pe teren echipa a doua, astfel turcii învingând cu 1-0. CFR Cluj este calificată în primăvara europeană, iar în caz că va obține un egal sau o victorie pe Old Trafford și Galata nu va învinge Braga, clujenii vor asculta imnul Champions League în detrimentul celui de la Europa League. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV.